pași înapoi. Da, progresiile solare în cazul vracilor vor fi pe cea de-a cincea casă, exact unde le place lor cel mai mult. Casa a cincea sentimentală dă plin de emoție, un prea plin, un plinos de emoție, de afect, de dorința de a rezona cu persoanele dragi sufletului tău. Spuneam de faptul că această casa a cincea copiilor, sentimentală, este și casa copiilor, prin urmare se vor ocupa de petrecerea timpului cât mai mult în compania celor mici. Să știe, racul în general adoră să se coboare la mintea celor mici, se și maturizează greu din acest punct de vedere și face voia lor, chiar dacă acest lucru de multe ori depășește limita de normalitate, acolo unde părintele ar trebui să fie mai sever sau mai autoritar și să pună copilul la punct. Nu va face acest lucru, va interveni doar acolo unde vor exista probleme reale, adică dacă sunt mai năzdrăvoani și fac cine știe ce minuni la școală, dacă discutăm de anumite probleme de sănătate în cazul copiilor, atunci, într-adevăr, lucrurile trebuie să privite mult mai ferm și cu mai multă responsabilitate și implicare. Este o perioadă în care creativitatea, intuiția, eclipsele lucrează puternic asupra intuiției, vor face un pact de mezalianță și vor susține pe raci în așa fel încât să găsească soluții ingenioase la problemele care îi frământă. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.